Întreaga Sfântă Treime se cutremură de năvolnicia și de încăpățânarea neamului omenesc, de înverșunarea cu care diavolul a încercat să strivească sub puterea crucii pe Iisus Hristos, învățătorul, profetul, arhiereul și păstorul cel mare, crezând că ucide om și de fapt s-a atins de Dumnezeu. Înverșunarea cu care diavolul a răzvrătit cetatea cea sfântă a Ierusalimului, făcând o forfătă de nedescris, după ce cu atâta smerenie astăzi în Joia cea Mare, Mântuitorul Iisus Hristos personal s-a încins cu un ștergar sau fotă, cum spune Evanghelia, s-a plecat în fața ucenicilor săi, le-a spălat picioarele, la care din aceeași smerenie obișnuită și firească, Sfântul Petru spune: Doamne, nu-s vrednic să-mi speli picioarele, deci nu mă vei spăla. Răspunsul este unul simplu, de aceea am și concentrat ideea să nu ne mai adâncim în același subiect. Dacă a răspuns Iisus, ceea ce fac eu nu înțelege acum, vei înțelege după aceasta. Petru însă a zis: nu, niciodată nu vei spăla picioarele. Și Iisus i-a spus: dacă nu te voi spăla, n-ai parte cu mine. Simon Petru a zis atunci către Domnul: Doamne, nu numai picioarele, să-mi speli și mâinile și capul. Mântuitorul continuă să explice că cel ce are spălate picioarele este curat tot trupul. De ce? Vorbim de simțurile alterate, vorbim de sandale cărări Evangheliei Dreptății, dar vorbim de ceea ce am vorbit când am vorbit de femeia păcătoasă, drumul pe care l-a făcut Eva în discuția cu șarpele, de la pomul cunoștinței binelui și răului, de unde a gustat, până în frunzele de smochin, în tufa unde s-a ascuns, că a văzut că are trupul gol și s-a simțit ca fiind biologic femeie. Pentru aceasta a venit și a plâns femeia păcătoasă pe picioarele lui Iisus, vărsând alabastru cu mir, dar acum trebuia și Iisus să spele picioarele celui de el zidit, Dumnezeu, cuvântul care a participat la facerea omului, să-i curețe picioarele pângărite de cărarea făcută până la discuția cu diavolul și până la pomul cunoștinței binelui și răului, care avea în primul rând interdicție rațională din toți pomii să te duci să mănânci acolo, să nu te duci să mănânci. Ce scoate în evidență Evanghelia? Nu faptul că Adam a mâncat o fructă, ci scoate în evidență faptul că odată primită porunca, omul nici nu avea nevoie să se apropie de acel pom care purta asupra lui încărcătura timpului, încărcătura rațiunii, încărcătura simțuală, și vă auzim despre Dumnezeu că atunci când l-a izgonit pe om din rai, i-a pus veșmânt de piele, adică simțuri. A devenit ca un animal. I-a îmbrăcat pe ei în piei de animal, adică s-au coborât la nivelul regnului biologic animal. De data aceasta, Hristos spală picioarele celor 12 apostoli în simbol de smerenie, ca și cum Dumnezeu se pleacă la căderea omului, și așa și spune, ia chip de rob, Sfântul Atanasie, ca să-l facă pe om Dumnezeu. Și spală picioarele nu pentru că erau murdare, ci ca să completeze creația, iar picioarele acelea să devină din nou sfinte. De aceea învățătura celor 12 apostoli va cuprinde lumea și pe unde vor trece, vor face minuni. Ce spun apostolii către Iisus? Doamne, păi în numele Tău duhurile fug, pierd, ies, pleacă, bolnavii se vindecă. Și Mântuitorul le spune: nu vă bucurați pentru aceasta, nu e un lucru atât de semnificativ. Bucurați-vă că am scris numele voastre în cartea vieții, în cartea cerului.
Această spălare a picioarelor este de fapt pregătirea pentru cărarea cea veșnică a vieții fără de sfârșit și a începutului istoriei creștinismului pe cărările necunoscute. Noi întâlnim cândva în psalm un stih care spune așa, sper să nu vă grăbiți, am să încerc să fiu succint, dar am să încerc să atingem câteva lucruri frumoase, pentru că o singură dată pe an e Joia Mare. Restul de muncit, muncim 24 din 24 în fiecare zi. Deci, aceste picioare spălate, cum arată Evanghelia, sunt picioarele care vor bătători uliță de uliță, cetate de cetate, sat cu sat, și vor propovădui învățătura care v-am dat-o eu vouă, spune Hristos, nimic altceva, câte v-am spus eu vouă, mergând învățați toate neamurile, dar le dă și o veste. În casa în care veți intra să dați binețe, în casa în care veți intra să spuneți pace casei acesteia, de vă va primi pe voi, binecuvântarea mea va fi peste casa aceea și binecuvântarea pe care voi o veți da prin mine. Dar acolo unde nu vă va primi pe voi, să vă scuturați praful, să vă scuturați praful de pe tălpi. E un blestem foarte subtil. Adică locul care nu primește învățătură de apostol pică sub blestemul Dumnezeu. Locul care nu primește învățătura lui Iisus este potrivnic lui Iisus. Și noi mai știm și ținem minte de acolo din Gadara, când după paguba cu acei porci în mare, dracii au fugit din mare, că nu puteau să stea în cadavre, ei stau doar în lucruri vii. S-au întors, cred că, în acele ținuturi, pentru că apoi au început oamenii să iasă și să strige. Ieși din ținuturile noastre! Du-te unde vrei și fă minuni, dar aici ne lasă-ne în pace. Du-te unde vrei tu și fă semne, vindecă pe cine vrei, dar pleacă de aici, nu mai sta pe capul nostru. Deși cel demonizat vrea să-L urmeze pe Iisus și Iisus îl apostrofează de câteva ori și spune clar, tu du-te și spune cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Du-te acolo, în cetatea ta, acolo să vorbești. Deci fii profetul locului de unde te-ai tămăduit, că ești singura mărturie că degetul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu a venit la voi. Trecem peste povestea cu spălatul pe picioare și ne ducem la un adânc de esență. Tu nu înțelegi acum, tu nu înțelegi acum de ce eu fac aceasta. Și spune pe final încă o expresie frumoasă Mântuitorul. Eu, cel spălat, a zis, cel spălat n-are trebuință să-și mai spele decât numai picioarele ca să fie curat. Voi sunteți curați, dar nu toți. Pentru că știa pe cel care avea să-l vândă și de aceea a zis că nu toți sunt curați. În ciuda faptului că dumnezeirea a pus mâinile pe picioarele apostolilor, s-a coborât la chipul de rob și le-a curățat păcatul strămoșesc, orice cale făcută în drumul diavolului, totuși un fiu al pierzării, numit Iuda Iscarioteanu, va ieși în noapte și se va duce la arhierei și va negustori vinderea și prinderea lui Iisus și vom vedea în câteva cuvinte pe parcurs, pentru că ne-am mai comentat și aseară. Deci înseamnă că încă există și astăzi în societate om care pleacă spre biserică, se pornește spre casa lui Dumnezeu, se pornește în drum spre mântuire și rătăcește în cărări greșite. De aceea și Mântuitorul are o taină pe care o lasă prin profetul David și spune așa, cărările mele, sau așa spune, cărările mele nu sunt ca și cărările voastre, gândurile mele nu sunt ca și gândurile voastre. Deci Dumnezeu vede lucrurile altfel, are alte scări de urcat și de coborât, are alte înțelesuri, are alte expresii. Spune că Dumnezeu le-a vorbit în pilde. Și unul spune, de ce ne vorbești în pilde? Că nu înțelegem. Înțelesul este scurt și o să vedeți ce spune Mântuitorul în câteva cuvinte. Întâi, este vremea ca fiul omului să fie preamărit.
Și Dumnezeu s-a preamărit în el. Adică l-a și preamărit pe Fiul și s-a și preamărit. Iar dacă s-a preamărit Dumnezeu în el și Dumnezeu îl va preamări pe dânsul. Ce vrea să spun aici? Că atunci când ești un om ales și binecuvântat și Dumnezeu face minuni prin tine și tu în numele lui Dumnezeu. Asta este ținta supremă la care trebuie să ajungă omul desăvârșit. N-ar fi cazul să accentuăm din nou și să spunem așa. Oamenii adevărați spun lucruri adevărate, oamenii desăvârșiți spun lucruri desăvârșite, profeții spun profeții, apostolii vestesc, mărturisitorii mărturisesc, mucenicii se sacrifică sau se dăruiesc lui Hristos, cuvioșii se roagă lui Hristos, lui Dumnezeu, iar sfinții gândesc și fac doar voia lui Dumnezeu. Deci aceasta este desăvârșirea de care vorbește Dumnezeu. Prima poruncă care putem să o punem la baza acestei sfințenii este iubirea. Iubiți-vă unul pe altul. Îi spus tot. Aveți credință în Dumnezeu. Și spune și în mine să aveți credință. De ce în Iisus Hristos? Pentru că El este unicul răscumpărător. El e chipul omului, îl știe ce simte, ce trăiește, ce gândește, toate afectele, toate simțurile, dar le desăvârșește, nu le anulează. De-aia Mântuitorul nu spune să stai în meditație sau în levitație, ci spune să faci. Faceți oamenilor ce vreți să vă facă Dumnezeu vouă și faceți oamenilor ce voiți să vă facă ei vouă. Deci dacă îi faci bine lui Dumnezeu și El îți va face ție bine. Dacă semenelui tău tu îi faci bine și El îți va face bine. Eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la mine. Nimeni nu vine la Tatăl meu decât numai prin mine și pe Tatăl meu l-ați cunoscut. Nu, Tatăl meu l-ați cunoscut. Dar nu acum îl cunoașteți, ci l-ați văzut. Nu mă opresc aici decât la o singură chestiune. Și la vremea respectivă, iudeii nu înțelegeau două lucruri. Cum Dumnezeul lui Israel, Cel care stă în ceruri și i-a purtat prin pustie și le-a dat mană și le-a dat hrană și le-a dat apă din stâncă, acum să vină pe pământ să le grească în chip de om. Foarte greu. Deci nu e condamnabil actul în sine. Spune Mântuitorul Iisus Hristos că au văzut lucruri pe care nimeni nu le-a mai văzut și tot n-au crezut. Am vorbit lucruri care nimeni nu le-a mai vorbit și tot n-au crezut. Am făcut fapte care nimeni nu le-a mai făcut și tot n-au crezut. Iar acum n-au răspuns la ce? La faptele lor și la atitudinile lor. Cert este că punând în balanță această problematică, trebuie să fim concentrați pe o chestiune simplă. Și astăzi, dacă noi ne-am pune în locul iudeilor de atunci și cineva ar veni și ar spune că e Fiul lui Dumnezeu, la tehnica modernă de azi, la metodica medicală, la tainele științei, sunt ferm convins că ar fi legat, tratat, pus în cămașa de forță. N-aș putea să spun ce tratamente ar urma sau ce necazuri, cam ce ar pătimi un asemenea mărturisitor. Dar consider că Iisus s-a legitimat întâi prin minuni ca să arate că El... Știți, dacă vă uitați în Evanghelie, chiar acolo spune, frații lui îl socoteau nebun și la vremea respectivă. Scrie acolo. Și că s-a smintit. Așa folosește termenul evanghelistul. Ei, Iisus, ca să arate că această sminteală nu e adevărată, ci doar închipuire în mintea oamenilor, începe să facă minuni pe care nimeni nu le-a mai făcut. Adică, toate cele din Noul Testament, care nu vreau să le repet, orbi, surzi, zoroși, mâna uscată, femeia gârbovă, muți, îndrăciți, demonizați și așa mai departe. Spune așa, când vă rugați, acestea să le știți, că mai înainte se împlinesc, dacă credeți, nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul acestei lumi, el nu are nimic în mine, vorbește de diavolul, lumea va cunoaște că eu iubesc pe Tatăl, precum Tatăl mi-a poruncit și așa fac,
sculați-vă și să mergem de aici. Despre ce este vorba? Deja era pregătită tactica înscenării răstihnirii lui Iisus. Un răzvrătit care tulbură neamul evreiesc înainte de Paști, vine cu o erezie și cu o sectă care nu interesează pe nimeni, se dă Fiul lui Dumnezeu, n-are nici 50 de ani, spune că e Fiul lui Avram, tatăl în Nazaret, un teslar, mama este și ea o femeie modestă și destul de rugătoare, o știm pe Maria din Nazaret, el spune, eu m-am pogorât din cer, eu sunt pâinea cea vie și mai mult decât atât, mă opresc și țineți minte și acele acuze care le spune Arhireu. Iisus Hristos vorbea de restaurarea omului, că în 3 zile voi strica templul acesta și îl voi zidi, referindu-se la trupul omenesc, așa cum și-a lui Lazar a 3 zile a stat în moarte și putrefacție și a 4-a zi l-a sculat viu întreg și nevătămat, ei credeau că e vorba de templul lui Solomon. Templul lui Solomon a avut o misiune statică, dar în același timp una catihetică. Faptul că Dumnezeu a primit o casă atât de împodobită cum a putut Solomon face acest templu la care a lucrat 40 de ani, după niște criterii și principii destul de categorice, poruncite, vestite și de sus, dar rămâne important momentul în care Dumnezeu nu mai are nevoie de acest templu și îl lasă pradă distrugerii babilonice și el va fi reconstituit mai târziu de Zorobabel. Templul în care Iisus vine va fi templul lui Zorobabel, deci nu va mai pe ruinele templului lui Solomon. Iar și astăzi, dacă s-ar construi un asemenea templu, cum vorbesc unii și spun și prevăd și prezic și profețesc și explică, el n-ar fi cu nimic semnificativ pentru că Dumnezeu a venit și a schimbat regula pietrei. A spus așa. Piatra din capul unghiului pe care n-au băgat-o în seamă ziditorii, aceasta s-a făcut de la Domnul și este minunată în ochii noștri. Adică ce vrea să spună? Că fiecare om are o piatră în el și aceea e mintea care e mama tuturor lucrurilor din noi, rațiune, cuvânt, înțelepciune și puterea de a gândi, de a alege, de a discerne și așa mai departe, puterile sfletești. Iar acea piatră îl vrea pe Hristos. El e piatra cea adevărată de care are nevoie astăzi Dumnezeu. Nu mai are nevoie, chiar el se legitimează și spune, nu voi locui în locașuri făcute de mâini omenești. Nu mai are nevoie de acest templu. Misiunea templului s-a încheiat. A fost pentru vremea de atunci. Astăzi templu adevărat este trupul omenesc creat de Dumnezeu, răscumpărat prin jertfa crucii. Ce a spus? Casa sufletului este trupul. Trupurile voastre sunt temple ale Duhului Sfânt. Dacă cineva va strica acest templu, și eu îl voi strica pe el. Și este iarăși un stih excepțional în Evanghelie care spune așa. Vai de cel ce va cădea în judecata Dumnezeului celui viu. Adică mai bine este să nu te judeci cu Dumnezeu și să ceri de la El dreptatea sau adevărul, pentru că s-ar putea să pierzi, dreptatea noastră e o cârpă lepădată, ci mai bine să ajungi să te împaci cu El înainte de a te judeca El. De ce v-am vorbit de templul Duhului Sfânt? Trupul unui om poartă în el toată dumnezeirea. Și astăzi avem mărturia acestor trupuri sfințite, sau dacă vorbim de cultul sfintelor moaște, nu văzute în viziunea biologilor, antropologilor, mass media și așa mai departe, vezi, Doamne, acea exprimare, dacă vreți, jargonală, dar în același timp ironică, pupătorii de oase sau pupătorii de moaște, sau cum se exprimă ei, dar ei nu înțeleg un singur lucru. Cu un singur os de acela sfințit, poate face o minune mai mare decât o face toată știința și toată lumea la un loc. Asta e taina lui Dumnezeu. Așa vrea El să se reverse. Dar asta este o taină care nu ține de noi. Dumnezeu croiește și alege pe acești aleși ai Săi și aduceți-vă aminte din 4 regi doar de o simplă chestiune. Până acum în Noul Testament noi am vorbit de învierea fiicei lui Iair, v-am spus, starea de copil. Vorbim de adolescentul din Nain, deci omul matur.
deci de plin copt major, cum spunem, și apoi vorbim de omul împlinit la vârsta maturității de plină, Lazar, care avea peste 30 de ani, trebuie dat pe încet, pe mut. Și acest Lazar reprezintă lumea normală, lumea activă pe care o vedem, mamă, tată, frate, soră și așa mai departe, despre care Mântuitorul Iisus Hristos spune: mama mea și frații mei sunt cei ce fac voia mea și a tatălui meu. Dar aici, căutând acum argument al învierii, găsim două lucruri minunate. Întâi îl vedem pe Ezechiel că găsește un câmp de oase. N-aș putea să vă spun capitolul 50 sau 60, nu mai știu exact, în care oasele se învenesc cu carne, cu vene, cu piele și deodată se vede profetul în vedenie cum se face un câmp de oameni întregi și se ridică toți și strălucesc în slava lui Dumnezeu. Deci aici profeția învierii. De data aceasta însă găsim și o altă modalitate în a înțelege ce înseamnă oasele cele smerite care se vor bucura, cum spunem în Psalmul 50. Sapă ăștia în grabă, arată la patru regi o groapă, arunc un om în groapă, dau de niște oase, nici nu-i interesa cui sunt și mortul când se atinge de ele, ce constată? Constată că cel mort a înviat, a ieșit din groapă și a luat-o la fugă. Erau oasele Sfântului Apostol Elisei, Sfântului Profet Elisei. Deci erau oasele unui profet vechi. Și ele erau purtătoare de viață, de har, de harismă, de puterea Duhului Sfânt. Aceasta este puterea moaștelor pe care Dumnezeu a încărcat-o prin martirajul, și nu stau să vă explic aici viețile sfinților, când fiarele nu-i mai mâncau pe creștini, când se gudurau la picioarele lor, sau erau tăiați și erau la loc reparați, să vindecau pe loc, iar acei împărați prigonitori spuneau că este vorba de vrăji. Aceștia sunt mari vrăjitori. Mergem mai departe pe același temei și vom găsi în continuare protectori sau protectoare sfinți și sfinte care au pătimit în numele lui Iisus Hristos și au făcut minuni pe care nimeni nu le-a mai făcut. De ce? Pentru că trupurile lor au devenit temple ale Duhului Sfânt. De aceea nu mai vorbim astăzi de templul lui Solomon, ci vorbim de toate templele solomonice, mințile înțelepte a celor aleși care sunt cetățenii de casă și oamenii lui Dumnezeu. E greoaie puțin, dar eu nu vreau să fiu grăbit, ci vreau să vin așa cum trebuie, să o înțelegem. Spune Hristos tot în același cuvânt că fără de mine nu puteți face nimic. Noi am discutat lucrul acesta. Adună cât vrei, dar dacă nu-L pui un pic și pe Dumnezeu în viața ta, totul va fi o risipire fără sens și fără rost. Spune mai departe, voi sunteți prietenii mei, se referă tot către sfinți, către apostoli și cei ce iubesc pe Dumnezeu. De acum nu vă mai zic slujitori, că slujitorul nu știe ce face stăpânul. Vezi, noi spunem așa, preot slujitor, nu-i preot slujitor, iconom al tainelor lui Dumnezeu. Slujitorul are o poruncă, iconomul are stăpânire peste tot. Deci preotul este un mădular al Duhului Sfânt, prin care se lucrează tainele bisericii. Eu vă numesc prieteni pentru că tot ce am auzit de la Tatăl meu v-am arătat vouă. Vedeți ce frumos? Tot ce am auzit de la Tatăl meu v-am arătat vouă. Și aici ne repetăm cu ce am spus acum într-o seară. Nu voi m-ați ales pe mine, eu v-am ales pe voi. Și aici, încă o dată, la modul pardonabil și fără intenția de a jigni sau de a lovi sau de a ținti într-o direcție, vreau să mă întreb cine a ales pe toți pastorii și predicatorii sectelor creștinești care cred în segmentul Hristos, pentru că este un Hristos lipsit de mumă, orfan, este un Hristos neluptător, nu mai are cruce, este un Hristos moral, care vine pe o morală lumească, nu pe una duhovnicească. Eu vreau ca voi să fiți toți una și desăvârșiți, precum Tatăl vostru cel din cer desăvârșit este.
Evanghelia nu vine pe fondul unui Hristos care e mulțumit că nu bei, că nu fumezi, că nu curvești, că nu furi, că nu înjuri. El a spus clar: când toate le-ați făcut, slugi netrebnice să vă chemați. Și tot el a spus tânărului bogat. Tânărul bogat a venit cumva într-o exprimare din aceasta lumească, dar cu paradigmă de mântuire, și a zis așa: ce să fac să moștenesc viața de veci? Adică să am un loc în rai. Acum, pe loc, așa frumos, tânăr, deștept, elegant, cum ești, lași toți și-mi urmezi mie. Și s-a întors întristat la casa sa. Deci l-a chemat la mântuire. Tu acum vii după mine. Trebuie să vedem unde este chemarea. Unde este rădăcina de dincolo de morala simplă, când Hristos a spus așa: dacă ai poftit, ai prea curvit, dacă ai purtat ură, păcat de moarte ai săvârșit, dacă ții minte rău, totul în zadar, cine urăște pe aproape, îi spune că iubește pe Dumnezeu, mincinos este, nu stau să le repet. Și sinteza acolo spune: dacă nu-L iubești pe aproapele ca pe tine însuți, nu ești dintre poruncitorii, dintre părtașii iubitori ai poruncilor Dumnezeu. Și spune: eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și roadă să aduceți. Deci este exact ceea ce este esențial astăzi în creștinism. Dacă se încearcă o sinteză a tuturor religiilor cu țintă prioritară morala creștină, iată că Hristos nu pune accentul pe morală. Morala este la îndemâna oricui. Spune că păgânii fac bine din ale firii, neavând lege. Deci iată ce frumos arată că și necreștin fiind poți să fii om normal, să fii un om educat, civilizat, să ai codul manierilor elegante, dar eu vreau nu frunze, ci roadă. Eu v-am ales să mergeți să aduceți roadă. Care este roada și în ce constă dacă noi umblăm din punct de vedere moral cu agățatul? Să mai fur un bătrân bolnav, să-l trec la sectă, să mai fur un neștiutor, un neinstruit, un neinițiat, un necunoscător al Scripturii și să-l îndoctrinez. Doctrina nu este o roadă. Doctrina este o dogmă searbădă și stearpă. Dogma adevărată este dogma de iubire. Roada Duhului Sfânt este dragostea, pacea și bucuria, așa ne arată Evanghelia. Și spune: această roadă a voastră să rămână, pentru că Tatăl să vă dea orice veți cere de la dânsul în numele meu. Deci, interesant, în momentul când tu ai cules roadele credinței, repet, roadele credinței, de-abia atunci acea roadă stabilizată în firea ta de sfânt, de apostol, de mărturisitor, de ce vrei să fii, de-abia atunci aduce în numele lui Dumnezeu împliniri și dorințe. Că așa obișnuiesc oamenii să spună: păi da, eu am credință, de ce nu mă ascultă Dumnezeu? Încă n-ai adus roadă, doar te-ai umplut cu frunze. Mântuitorul pune la baza comportamentului social, care este poate uneori și moral și imoral, pentru că poate să fie o morală incompletă sau poate să fie o imoralitate. Și spune așa: de n-aș fi făcut lucruri pe care nimeni nu le-a mai făcut, păcat n-ar avea. Odată ce ați văzut ce lucrează Iisus Hristos, deci noi trebuie să mergem numai în Iisus Hristos. Mie nu mi-este a mă lăuda, spune Apostolul Pavel, decât doar în crucea Domnului. Pentru cei ce pierd este nebunie, n-aș vrea să spun cine face parte din nebunie, pentru cei ce cred este arma înțelepciunii și puterea lui și cuvântul lui Dumnezeu. Și iarăși spune: dacă Hristos a înviat și noi vom învia. Ținta supremă a ceea ce numim noi jertfa crucii. Eu vă spun adevărat că vă este de folos să mă duc eu, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi. Iată, Iisus Hristos ne arată perihoreza și lucrarea dintre elementele persoanele Sfintei Treimi.
Eu vi-l trimit pe Duhul Sfânt, rugându-l pe Tatăl să vi-l dea vouă cât lipsesc eu. Deci ca paznicul acela care este înțelept și fie lasă niște câini buni în ogradă, aici în cazul nostru fiind apostolii care veghează turma, sau fie lasă camere de luat vederi, ochiul tot văzător a Duhului Sfânt. Deci care toate le împlinești, toate le, cum spune acolo, care pretutinești, pe toate le împlinești, vistier al bunătăților și dătător de viață, vino și te sălășluiește întru noi, deci nu sta aiurea oriunde, întru noi, și curățește toată spurcăciunea și mântuiește sufletele noastre. Și mă repet, mă legitimez cu acest cuvânt a profetului David, care este fenomenal. Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine. Câți din creștinii noștri de astăzi strigă vreodată cu lacrimi în casa lor personal când se roagă această mare dorință, această dolianță care este absentă la majoritatea creștinilor. Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine. Câți din societatea creștină sunt preocupați dacă au sau n-au pe Duhul Sfânt în ei? Câți din societatea creștină sunt preocupați de intensitatea prezenței Duhului Sfânt în noi și în ei? Deci, asta este prima. Și iarăși, Duhul tău cel bun, că poate fi și un duh rău, să mă povățească la pământul dreptății, adică la locul adevărului. Spune că le-a vorbit în pilde și le-a vestit despre Tatăl. În ziua în care veți cere numele meu și nu zic că eu voi ruga pe Tatăl meu pentru voi, căci însuși Tatăl vă iubește, pentru că voi m-ați iubit pe mine și ați crezut că eu de la Dumnezeu am ieșit și am ieșit de la Tatăl și am venit în lume și iarăși las lumea să mă duc la Tatăl. Iată esența existenței lui Hristos pe pământ. Am ieșit de la Tatăl, am venit în lume, Tatăl deja iubește lumea, de aceea m-a trimis. Eu am stat o vreme în lume pentru că am iubit lumea, n-a suferit să vadă neamul omenesc plin de diavol și de stricăciune. I-a vindecat, i-a tămăduit, i-a îndreptat, s-a suit la cer și a plecat ca să fie iarăși cu Tatăl. Am zis că voi fi mai în sinteză ca să nu vă obosesc. Jumate din material a trecut. În momentul în care Iisus simte că se apropie momentul solemn, spune așa: Părinte, a venit ceasul, preamărește pe fiul tău, ca fiul să te preamărească pe tine, cum i-ai dat lui stăpânire peste toată făptura, pentru ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care tu i-ai dat lui. Iată încă un motiv pentru care Iisus Hristos a venit pe pământ. Ca fiul să poată da viață veșnică tuturor celor pe care tu i-ai dat lui. Pe toți câți mi-a dat Tatăl, nu trebuie să pierd pe niciunul, ci să înviez în ziua cea de apoi. Eu vreau ca toți să fie una. Eu vreau să fiți sfinți, precum Tatăl vostru cel din cer sfânt este. Vreau să fiți desăvârșiți, precum Tatăl vostru cel din cer desăvârșit este. Deci al doilea scop pe cu care Iisus vine pe pământ este restaurarea omului în Iisus Hristos. În dumnezeirea nemurire, în veșnicia, nu temporara timpului. Deci, de ce am spus lucrul ăsta? Noi avem o veșnicie a veacurilor sau a mileniilor. Eminescu a surprins lucrul ăsta. Câte mii de ani a trebuit luminii să ajungă. Poate steaua nici nu este și lumina vine la noi. Dar nu asta e esența. Timpul ăsta, oricât l-am măsurat noi, e temporar. E o veșnicie temporară. Dar noi avem nevoie de altceva atemporar, de veșnicia pe care a avut-o Dumnezeu mai înainte de a înțelege omul că timpul se măsoară, că a fost confiscat timpul veșnic și nemăsurat de mintea rațională a lui Adam și pus în slujba omului cu îngăduința lui Dumnezeu. Și de aceea Dumnezeu folosește două termene. Duhul Sfânt în psalm spune așa: 1. Cel ce ai pus luna și stelele și soarele spre vremi, spre zile și spre ani. Și iarăși spune Dumnezeu: nu este vouă a ști anii și vremurile, ele sunt în mâna Domnului. Deci vedeți? Ceea ce ni se pare nouă știință este de fapt neștiință. Ceea ce ni se pare nouă lumină este de fapt opacitate, pentru că noi nu putem vedea.
clipa aceea suspendată, existența noastră. Cum spunem câteodată și la anul nou, vai, anul nou, la mulți ani. Care an, domnule? Tu nici nu știi câți au trecut, nici câți vor mai fi, nici când vin, nici când se opresc, cum se termină. Care cumpănă dintre ani? Cine ți-a spus ție că ai jumătatea anului sau că ăla e momentul dintre? Deci asta este în temporalitatea pe care tu o măsori cu secunda, cu clipa, cu geana. Dar la Dumnezeu timpul nu se măsoară așa. 1000 de ani înaintea ochilor tăi, Doamne, sunt ca ziua de ieri și ca straja nopții. Faceți 365 de zile, 1000 de ani ca ziua de ieri și vedeți câți ani vă ies. Ca să vedeți cât de mult trăim sau cât de mult murim. Căci de trăim ai Domnului suntem și de murim tot a Domnului suntem. Și fie că trăim sau că murim, că mâncăm sau că bem, a Domnului suntem. Spune mai departe. Eu vreau ca toți să fie una precum tu, Părinte, mi-ai dat. Și slava pe care mi-ai dat-o, eu am dat-o lor, ca să fie una precum noi suntem, vedeți? Deci Iisus Hristos își ia slava dumnezească să-L îmbrace cu ea pe om, de aia spunem la botez, dă mie haină luminoasă, cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, dar este o slavă care nu ne-o dă azi și ne-o ia mâine, ci rămâne permanent cu noi. Deci asta e marea dramă. Botezul este unic și indisolubil. Deci tu în ziua judecății te vei judeca botezat de puterea și lucrarea Sfintei Treimi, indiferent de ce sect ai îmbrățișat. În momentul în care ai fost botezat cu Hristos și te-ai rătăcit, vedea socoteala rătăcirii, nu socoteala botezării. Și iată mai departe. Părinte, voiesc ca unde sunt eu să fie împreună cu mine și cei pe care mi-ai dat mie. Iată ce își dorește. Duce firea omenească la scaunul Tatălui. Jertfă și răscumpărare, Părintele Galeriu, ca să înțelegeți de unde am luat. Pentru că m-ai iubit mai înainte de întemeierea lumii, Părinte. Părinte drepte, lumea nu te-a cunoscut pe tine, eu însă te-am cunoscut și aceștia nu au cunoscut că tu m-ai trimis și le-am arătat lor numele tău și îl voi arăta pentru dragostea cu care m-ai iubit tu să fie ei și eu să fiu în ei. Foarte grele. Deci eu am ales pasajele astea tocmai ca să vă încurc, nu ca să vă descurc. Am ales pasajele astea nu ca să vă placă predica, ci ca să vă arăt cât de grea este Evanghelia. Ca să vă arăt cât, cum spun oamenii, lasă, Domnule, eu știu credința, știi pe boala, nu știi nimica. Știi să cârtești, știi să judeci, știi să clevetești, știi să arunci cu noroi, știi să fii mărlan, să fii măgar, să fii obraznic, să fii tupeist, știi să fii șmecher sau ce vrei tu să fii în societate. Numai nu știi să fii una cu Dumnezeu. Asta e singurul lucru care îi lipsește omului și nu-l va găsi niciodată. Este atât de grea Evanghelia? Este atât de adâncă Evanghelia, este atât de suprem cuvântul Evangheliei, încât citind îți dai seama că nu cunoști, dar mi-te să mai și trăiești. Și de ce v-am arătat aceste lucruri? Ca să vedeți că venirea lui Iisus Hristos în lume se concretizează după aceste cuvinte grele într-un cuvânt simplu. Aceasta e adevărata viață veșnică. Ca lumea să te cunoască pe tine singurul și adevăratul Dumnezeu. V-am vorbit aseară de un lucru. Pe când Iisus era în grădină și se ruga și se pregătea în scenarea Calvarului, Petru în înverșunarea lui și-a pregătit și el o săbiuță. Arma lui. Iisus mai arată încă o singură dată puterea că este Dumnezeu. Și spune așa, v-am spus și aseară, dacă un singur semn fac, 12 legiuni de îngeri șterg tot într-o clipă. Aici nu rămâne nimic. Deci iată ce putere și cine este Dumnezeu. Iată-L pe Iisus în postura de om ticăloșit, cu cei fără de lege m-au asemănat. Și cum vin la el să-l caute și să-i însceneze după ce le-a arătat toată dogma asta care v-am prezentat înainte? Ce v-am prezentat, de fapt? Prima Evanghelie, care e cea mai lungă, v-ați și plictisit de stat în genunchi și de ascultat.
Da, păi să mai și au auzit stâlcuite. Spune așa, Iisus cu ucenicii săi s-au adunat în grădină, că așa făceau adeseori. Iuda vânzătorul cunoștea acest loc. Deci luând și oaste și slujitori de la căpetenile preoților și de la farisei, a venit în grădină cu felinare, cu făclii și cu arme. Dar Iisus, știind toate cele ce erau să vină asupra sa, a ieșit înainte și a întrebat, pe cine căutați? Și a răspuns, pe Iisus Nazarineanu. Eu sunt. Iuda era cu ei. Când însă le-a spus, eu sunt, ei s-au dat înapoi și au căzut la pământ. Iisus i-a întrebat din nou, pe cine căutați? Pe Iisus Nazarineanu. Deci vedeți, oamenii în contact cu realitatea, ce vreau să scot aici în evidență? Nu vreau să vă repet Evanghelia. Sunt trei categorii de oameni ticăloși. Sunt ticăloșii pervertiți care nu mai au conștiință niciodată. Aia sunt criminale desăvârșiți care ucid cu sânge rece, mercenari de oameni. Sunt ticăloșii slabi, care nu vor avea putere niciodată în față, lipsiți fiind de coloana vertebrală, să-și recunoască o greșeală sau o vină, sau să spună că sunt ticăloși. Dar ei sunt slugoi, dacă vreți, sau dacă vreți să folosim alt termen, de fapt sunt trepădușii care îndeplinesc niște ordine oarbe pe care și în ziua de azi îi putem găsi sub anumite instrumente administrative, atunci când ei sunt mai legiști decât legea, mai fanatici decât adevărul, mai incorecți decât incorectitudinea și, dacă vreți, mai murdari decât mizeria. Ei spun că sunt sub ordine, ei spun că sunt sub ascultarea unei legi, sub justiția unui paragraf. Dar ei nu sunt nimic. Sunt niște oribili vierme ai societății care nu fac altceva decât distrug buna rânduială. Iisus știe lucrul acesta. De-aia îi înfruntă pe acești oameni care spune că ei cad la pământ și n-au putere să-L caute. Și mai întreabă și a treia oară. Pe cine căutați? Pe Iisus Nazarineanu. V-am spus că eu sunt. Deci de ce mă căutați pe mine? Lăsați pe aceștia să se ducă. Pentru ca să se împlinească cuvântul pe care vi l-am zis. Din cei ce mi-a dat, să n-am voie să pierd pe niciunul. V-am vorbit de Petru, care în furia lui scoate sabia. Și iată că aici Mântuitorul se vede pus în postura de a mai demonstra acestor oameni care sunt de față, că El este Dumnezeu. A luat-o omenește. Bă, eu sunt, am stat cu voi în templu, v-am învățat, v-am vindecat bolnavi, eu sunt. Trecea din nou la o etapă divină. Petru, în furia lui, îi zboară la un ureche, i-o dă jos, Mântuitorul ia scuipat, i-o pune la loc, crezând că în felul acesta va înțelege că nu stă cu orice fel de om de vorbă. Însă lucrurile merg prea departe. Pagă-ți sabia în teac. Oare nu voi bea paharul pe care mi l-a dat mie Tatăl? Vorbim de paharul din grădina Ghețimanii și aici fac doar mică paralelă. Iisus se roagă de trei ori, apostolii adorm, nu stăm să repetăm lucrurile astea care deja sunt știute, ci ne gândim la lacrimile de sânge pe care le varsă Iisus, și am amintit odată lucrul acesta, care dintre noi a fost în măsură vreodată să facă o rugăciune la Dumnezeu cu lacrimă de sânge? Nimeni. Iisus a făcut-o pentru toată umanitatea. Tată, treacă de la mine paharul acesta, dar nu cum vreau eu, cum vrei tu. În ce consta paharul? V-am spus, exegeții uneori, în firescul lucrurilor, în omenescul nostru pământesc, au crezut că Iisus se temea de moarte. Cum să se teamă de moarte dacă El a pus-o pe moarte la punct? Credea că este frică de ceea ce va urma, baterea în cuie, răstihnirea. Nu. Pătimea cuvântul lui Dumnezeu întrupat Iisus Hristos, dar acolo pe cruce era toată Sfânta Treime. Duhul Sfânt nu era plecat. Tatăl era și veghea tot ce se întâmplă acolo. Dacă ați văzut ce s-a cântat la strană, cu
cum de n-a pedepsit Dumnezeu pământul și nu i-a înghițit pe cei ce batjocoreau pe Fiul Său. La slavă și acum când s-a cântat. De ce vă spun lucrul ăsta? Iisus încă crede că 3 ani și jumătate de activitate pământească n-au fost chiar o glumă. N-a fost facultate în sistem Bologna. A fost 3 ani și jumătate de minuni. S-au vindecat bolnavi. Și spune mai departe, că ostașii, cei peste 1000 cu căpetenile lor și cu iudei, l-au prins pe Iisus. Când l-au prins pe Iisus? În momentul sărutului lui Iuda. Vi l-am spus aseară. Nimic mai mărșav și mai murdar, nimic mai grotesc și mai mizerabil, nimic mai josnic, folosim noi un termen în popor când folosim expresia aceasta, s-a coborât sub speța umană. Avem și oameni de acest gen, care încă nu au nivelul valorii umane. Valoarea umană te obligă să vorbești frumos, valoarea umană te obligă să fii politicos, te obligă să te stăpânești, să ai o conduită, să ai o aptitudine, să ai o atitudine, să te controlezi și să te manifesti atât cât să nu te înjosești pe tine, cum spunem noi, expresia aceea, băi, nu mă înjosesc. Păi da, nu trebuie să te înjosești, dar nu oriunde, mai ales în fața lui, mai ales în fața lui Dumnezeu. Pentru orice statut din lumea aceasta, fie el de la împărat și dregător până la ultimul muritor, indiferent ce statut ai avea, statutul nu trebuie să te coboare din demnitatea umană niciodată. Asta este ținta pe care au țintit-o și Sfinții Patericului, dacă cineva se grăbește poate să meargă, că eu mai am. Sfinții Patericului întrebau adeseori, călugăr, te-ai făcut om, când te faci? Creștin, te-ai făcut, dar trăitor în Hristos, când te faci? Vas ales al Duhului Sfânt. Deci, trebuie să ne punem această întrebare. Această întrebare ne arată ce? Că toată obrăznicia aceea din grădina Ghețimanii va fi în final ce? Un Iisus prins, dus la Ana și Caiafa, care erau sfătuiți cu iudeii că este de folos să moară un om pentru popor, decât să le piară lor tot neamul. Nu stau să mă opresc asupra ceea ce voi spune în câteva cuvinte. Deja suntem la Evanghelia a 4-a. Se spune că în Gavata, acolo în grădinuță, la casa arhiereului, care a fost la Ierusalim, la Petru Galicantu, la acea biserică unde sunt acum măicuțe franțuzoaice, este un beci mare, așa ca un fel de închisoare din piatră, unde și astăzi se vede ce umbra lui Iisus, cum a fost legat în funii, coborât în groapă și a rămas urma de om pe perete. Este locul în care Iisus a stat legat ca om, dar și ca Dumnezeu în legături nelegate, pentru că el a intrat prin ușile încuiate, nu s-a speriat de o funie. Deci funia putea rămâne goală, dar Iisus împlinea ceea ce scria în Scripturi. Obrăznicia merge mai departe, însă dintr-un alt punct de vedere. Se vede că acel calvar al lui Iisus avea la baza lui câteva elemente sociale bine puse la punct, folosite și astăzi. Mulțimi răzvrătite, mulțimi purioase, persoane dubioase, sau dacă vreți, acel SRI al vremii de atunci, adică să n-aveți impresia că în vremea aceea ostașii romani sau Sinedriu nu aveau urechile lor peste tot, sau nu existau acele iscoade, ca să folosesc așa, care urmăreau orice mișcare a lui Iisus sau a apostolilor. Rămâne însă un lucru foarte important care va mișca ce? Opinia publică. În momentul când se ajunge cu Iisus acolo la casa arhiereului,
În ogradă, în urma lui Iisus, vine și Petru. E un proverb popular care spune așa, cu măr, rău le strică pe toate cele bune. Influența arhiereului, asupra celor din toată ograda aia, care erau toți felul de slugoi în jurul lui, cine o fi fost ăia, slugi și tot ce mai era acolo ale templului, bineînțeles că fiind tătuca lor care le da mâncare și îi întreținea sau era adulatul lor, deci toți s-au răzvrătit împotriva lui Iisus și a ucenicilor lui. Și Petru pică țint acestei catastrofe umane de răutate. Vine slujnica, femeia care își bagă nasul în toate, după haină și tu ești de-a lui. După voce ține-o minte că ești de-a lui. Te-am văzut de multe ori în grădină cu el, e clar că ea mergea și lua ulei de măslină. Când era nevoie de la muntele măslinilor, lua de la o loierniță când avea nevoie de un de lemnul de măsline. În discuțiile pe care Iisus le avea cu Petru, Petru a spus că va merge cu el până la moarte, Mântuitorul, știți, îi spune acel celebru vers profetic, cuvânt profetic, când va cânta cocoșul, tu de trei ori te vei lepăda de mine. Și într-adevăr, la prima afrondă, el spune, eu nu-l știu pe omul acesta, deci intră frica și în el. La a doua încercare, parcă și tu ai hainele lui și glasul lui și vocea lui, intră și în el din nou frica și spune, chiar eu nu-l cunosc pe omul ăsta. Și a treia oară când spune, tu minți, te-am văzut cu el în grădină, lângă foc, te-am văzut rugându-te tot ce urmează, el își permite să spună, blestemat să fiu dacă eu îl cunosc pe omul acesta. Acest blestem arată că umanitatea este în măsură să se lepe de Dumnezeu ori de câte ori va fi nevoie, iar aceste lepădări le găsim sub forma 1. Negație sau nihilism, ateism sau necredință, viață pătimașă sau ticăloasă, adică viață biologică, sectă, ruptură creștină de orice fel, sau dacă vreți, sinteză creștină sau viață, dacă vreți, de duzină, sau creștinism de consumerism, cum vedem și astăzi, e mai mult reclama decât sărbătoarea, pentru că în momentul în care omul e mai preocupat de câte ouă roșii și-a făcut, de câți cozonaci și-a cumpărat, de câți mei și-a făcut friptura, de câte milioane și-a luat hainele, în loc să fie spovedit și împărtășit, deja vorbim de un creștinism de rutină, sau dacă vreți, de duzină. Și în felul acesta, când cântă cocoșul ăsta câteodată, ne putem și noi aduce aminte că și noi ne-am lepădat de Hristos de multe mii de ori, nu de trei ori ca Petru, de 30.000 de ori, pentru că în fiecare zi poate facem câte un rău. Când ne certăm, tot pe Dumnezeu îl jignim. Când ne bruscăm sau facem rele unii altora, tot pe Dumnezeu îl răstignim. Și așa mai departe, călcând toate poruncile. V-am vorbit că odată prins Iisus va fi trecut și printr-un calvar al bătăii de joc. Adică trebuia să îi se scoată omului acestuia din cap ideea că el este Dumnezeu. Trebuia să îi se scoată acestui învățător de lege din cap, acestui om care a smintit poporul, neamul și templu și tot, că el este pe o pistă greșită. Lucruri pe care le-am întâlnit și de-a lungul vieții creștine, poate și sub domnia turcească, că dacă îi spui astăzi cuiva câtă luptă a dus poporul român ca noi să rămânem astăzi ortodoxi, poate că te ia peste picior. Dacă îi spui la un guvernant că în loc de o moschee care nu e necesară sau cu precădere nu trebuie neapărat făcută în mijlocul Bucureștiului și de trei ori cât Casa Poporului, va spune că e treabă de administrație. Nu e treabă de administrație. Orice act de necredință, orice act de îndoielnicie, orice act de nemărturisire, orice act de nepăsare, orice act de extravaganță politică se pedepsește prin lege. Îl avem de față pe Pilat. Un asemenea om ca cei din zilele noastre.
L-au răstignit, rapid, l-au bătut, i-au tras o hlamidă roșie, i-au pus spini, i-au pus o trestie în mână, i-au tras palme, l-au bătut cu palmele și pumnii peste cap, l-au biciuit și a spus, de acum, băieți, noi ne-am făcut treaba, i-am scos cumva figurațiile, de acum să-l dăm pe mâna romanilor, să ne spălăm noi pe mâini, să nu mai fie treaba noastră. Lucrurile se pare însă că n-au fost așa, trebuia să împlinească după o altă rânduială. Și găsim aici, nu se vorbește la telefon în biserică, găsim aici pe Pilat. La prima idee pare puțin lucid în ceea ce spune. Dar de ce mi-l aduceți mie să-l judec când eu nu am nicio vină împotriva acestui om și n-am de ce să-l judec? Luați-l voi și judecați-l după legea voastră. Deci la prima idee, Pilat a dat impresia că este omul corect. Adică, de fapt, știți ce a vrut să spună? Faceți, domnule, un referendum. Dacă sunteți de acord să-l omorâți, e treaba voastră. Asta era o sechea de politichie la mijloc. Era o sechea de a-și ascunde un act de slăbiciune. Pilat avea și el niște probleme, ca orice guvernanț. Luptele politice au fost și vor fi de când este lumea și pământul și vor ține cât este lumea și pământul. Pilat era în mare scârbă și dușmănie și mușcătură cu Cezarul. Era bănuit că uneori este prea tolerant cu acești iudei, că îi acoperă, că mușamalizează anumite chestii și nu era privit cu ochi buni. În momentul acela i-a sosit și lui apa la moară să poată să rezolve problema și ce a zis, da, ce să-l judic eu, ia să-l trimit la Cezar. Cezarul l-a întors înapoi lui Pilat. I l-a întors înapoi lui Pilat în semn de respect că i-a primit onoarea și smerenia. Dar Pilat mai întâlnește și el ca orice bărbat politic din vremea noastră până astăzi și din totdeauna o femeie care mai și conduce casa sau știe ce vrea de la viață și îi spune tu acolo să nu faci așa, chiar mai vorbește cu vecinile la bloc, la biserică, pe stradă, în parc, la școală sau unde se întâlnesc. Și i-a spus, vezi că ăsta al tău bate câmpii. Ei, soția lui Pilat vine la Pilat și îi spune să nu faci niciun rău dreptului acestuia. Azi noapte eu am avut un vis chinuitor, am avut un coșmar pe seama aceasta. Tu săvârșești o mare fără de lege. Și într-adevăr Pilat se lasă înduplecat, dar se lasă înduplecat în modul diplomaticesc murdar. Și noi încercăm azi să scoatem castane din foc cu mâna altuia. Pe ce metodă? Votând legi care sunt împotriva moralei, votând legi care sunt împotriva legii lui Dumnezeu, votând legi care sunt împotriva poporului, dar spălându-ne pe mâini și spunând Parlamentul e de vină, Camera e de vină, deputații sunt de vină, senatorii sunt de vină, nu știu, băi, important e că e în monitor oficial, nu contează ce rău face. Ei, dacă mai comentați, avem și justiție, dacă mai comentați, avem și poliție, dacă mai comentați, avem și pușcărie, deci vă găsim noi un leac de cojoc dacă nu vă liniștiți. Cam așa a jucat-o și Pilat. Întâi că îl răstihnește, că apoi că n-are nicio vină, că apoi nu-i vinovat, ca în final, exact politica zilei de astăzi, s-au spălat pe mâini, nu ne interesează, ucideți-l, dar au jucat o carte. Să pară că părerea poporului este cea mai bună după ce i-au infiltrat bine, pentru că voi știți că întotdeauna există răspândacii și trepădușii care sunt plătiți să facă zgomot mult sau nonsens sau pe dos de cât trebuie. Așa și aici s-au gândit la o variantă. Ia să încercăm o variantă din care să nu mai iasă vinovat Cezarul, să nu mai iasă vinovat Ana și Caiafa, să nu mai iasă vinovat Pilat. Și au zis așa, știți voi că la sărbătorile astea mari se eliberează câte un vinovat? Uite, avem aici doi vinovați foarte interesanți. Unul Iisus ăsta care se dă regele ideilor și se crede el aici mare împărat. Bun.
Dar unul e acest Varava care face răscoale și omoară oameni prin Ierusalim, îi pradă și le ia banii. Deci era un tâlhar din ăsta nenorocit. Și poporul, bineînțeles, incitat cu oamenii plătiți de anvergură care au putut stârni tot eșafodul și gălăgia, au spus clar, ne-l dați pe Varava și îl răstigniți pe Iisus. Și în felul acesta poporul a dat sentința uciderii lui Iisus. Deci nimeni nu-i vinovat. Tot poporul. Poporul este întotdeauna vinovat pentru că el nu are punct de vedere, nu are coloană vertebrală să gândească și cum spune acolo în proverbul popular, oamenii merg ca oile. A venit vremea, fraților, să învățăm din răstihnirea lui Iisus, noi singuri, că s-ar putea, mergând pe aceleași principii ca acest popor manipulat în această Evanghelie, să ne răstihnim noi și neamul, și țara, și limba, și istoria, și graiul, și pruncii, și urmașii, și noroadele, și strămoșii, și actorii, și gânditorii, și poeții, și tot. Și să ne trezim într-o zi că se spală Pilat pe mâini și spune, nu a fost voia noastră, noi am domnit 4 ani și am plecat, poporul a fost de vină, de ce n-a luat atitudine? Deci cred că trebuie să începem să gândim și creștinește, și ortodox, și dumnezeiește, și evanghelicește, și duhovnicește, și spiritual, și moral, și administrativ, și legal. Pentru că, alminte, singur noi ne vom trezi puși în rând cu Barava tâlharul și a spus, poporul a vrut pe acesta. Și slavă Domnului că mulți Varaba au scăpat pe afară după ce au făcut toate relele pământului. Mergem mai departe în Evanghelie și găsim scris că Pilat, la un moment dat când vede că lucrurile se încrucișează și intră și poporul în acțiune, încearcă să scoată de la Iisus ceva ca făcând o judecată dreaptă. Ce înseamnă făcând o judecată dreaptă? Începe să-i pună lui Iisus niște întrebări cu care credea că Iisus, gata, din clipa aceea va cădea în capcană, cum și de multe ori au vrut să-l prindă învățătorii de lege, farisei, cărturari, irodiani și toți cei care veneau în jurul lui și îl provocau și îl pândeau și îl așteptau ca să greșească. Și îi spune Pilat, de unde ești tu? Iisus nu i-a răspuns nimic. Atunci Pilat a zis, cum? Adică cu mine nu vorbești. Nu știi cine este Pilat, guvernator în Ierusalim? Oare nu știi că am putere să te eliberez? Nu știi că am putere să te răstihnesc? Deci, iată adevărul dintr-o sclipită. Deci Pilat avea puterea să spună, este liber, n-are niciun păcat, eu poruncesc ca guvernator, nu vă supune, spun armata pe voi, nu. Pilat nu s-a stricat cu arhiereii, pentru că nu trebuia să strice cu cezarul, pentru că arhiereii duceau dajdiile la cezar și să aveau de bine cu cezarul și dacă Pilat ar fi făcut ceva greșit, își punea direct împăratul în capul lor. Așa și astăzi. Avându-ne unii pe alții la mână, nu putem aplica legea corect pentru că suntem vinovați în lanț de neputința slăbiciunii și a firii noastre bolnave omenești. Și iată ce spune, tu ai această putere că ți s-a dat de sus. Deci din îngăduința lui Dumnezeu ai ajuns și procuror, din îngăduința lui Dumnezeu ai ajuns și împărat, din îngăduința lui Dumnezeu ai ieșit guvernator. Din îngăduința lui Dumnezeu a ieșit legiuitor, din îngăduința lui Dumnezeu a ieșit înțelept, toate! Și spune că atât de mult s-a mustrat Pilat de acest răspuns, pentru că Iisus i-a spus așa, de aceea, cel care m-a dat în mâna ta, are mai mare păcat ca tine, care acum te faci într-o ureche și nu pricepi ce ai de judecat. Ăsta e răspunsul care îl spune Iisus în cuvinte. Și din clipa aceea, dacă în conștiința lui de om încă mai exista urme de om, de ce spune că păgânii fac bine din ale firii? El era roman, dar era om. A spus că de acum Pilat
căuta să le libereze. Dar iudeii strigau cât puteau. Ce v-am spus eu adineori? Dacă le liberez, înseamnă că nu ești prietenul Cezarului. Deci ați văzut manipularea politică? Ați văzut manipularea partidului care te bagă întotdeauna și te nenorocește și te distruge pentru că interesele sunt mai presus de lege? Vorba lui Simeon Mehedinț, politicianul adevărat iubește țara. Coțcarul își iubește interesele. Nu mai spun că poporul a strigat răstihnește-l, că am discutat lucrul acesta. Tot calvarul crucii l-aș descrie într-un singur cuvânt. Închipuiți-vă un oraș rece din piatră, nu poate cu toate construcțiile care sunt astăzi, poate mai semețe, poate mai mărețe, poate mai frumoase, poate mai strălucitoare. Închipuiți-vă primăvara rece din Ierusalim. Era prima duminică după lună plină, la 14 Nisan, așa cum se calculează data Pascaliei. Poate că erau încă pobine înverziți bine, poate că fremătau frunzele, poate că încă clocotea lumea umblând pe străzi, minunată că a întâlnit o asemenea situație, cum un om care face minuni care nimeni nu le-a mai făcut, să fie tratat ca ultimul gunoi, ca ultimul tâlhar. Găsim lucrul acesta chiar în ziua Învierii, când Luca și Cleopa din Ierusalim au șters-o direct spre Emaus, spre satul lor, și au dat seama că toată nădejdea în Iisus a fost o mare dezamăgire, și pe când mergeau triști pe cale, de aia nici nu vreau să vă grăbiți să plecați acasă, că aveți timp să dormiți toată noaptea, gândiți-vă la un singur lucru. Cei doi oameni mergeau triști. Și s-a apropiat Iisus de ei și a întrebat, de ce sunteți triști? Iată cum fremăta cetatea Ierusalimului. Băi, omule, tu ești singur în Ierusalim, dar tu nu știi ce s-a întâmplat zilele astea? Cum adică? Păi tu ești străin de situație. Păi tu n-ai auzit de Iisus Nazarineanu, bărbat tare în cuvânt și drept? Tu n-ai auzit de omul ăsta, că noi aveam nădejde că va izbăvi pe Israel, ăsta care a făcut atâtea minuni? Păi tu n-ai auzit cum l-au prins cărturarii și arhiereii și l-au condamnat la moarte și l-au bătut pe cruce? Păi unde ești? Vedeți? Asta era starea Ierusalimului. Nu era Facebook-ul, telefonul, internetul, mass media, radio, televizorul. Din gură în gură. Și toată lumea povestea, unul mai adăuga ceva, unul mai spunea de la el. Ați văzut două babe când se întâlnesc la o bârfă, cum procedează. Una a auzit că aia s-a scărpinat în urechea dreaptă, de cealaltă parte avea și proteză auditivă. Dar nu asta e esența. Farmecul acesta al frământării interioare umane, care cutremura toate pietrele Ierusalimului. Oameni care alergau pe străzi să-l vadă cum duce omul ăla o cruce mai mare decât el de 3 ori în spate și cum în urma lui rămâne o dâră de salivă și umezeală din aceasta de la sânge cu sudoare, cu transpirații, cu, cum spune acolo, împuțitul sau ranele mele în psalmi. Auzi ce frumos! La stația 5-a, obosit și sprijinit cu mâna de zid, unde și astăzi vezi palma Mântuitorului, a mai stat un pic să-și tragă sufletul. Închipuiți-vă acel gâfuit de nări obosite, închipuiți-vă căldura aia și duhoarea aia care o dă trupul când e ostenit și e chinuit și temperatura aceea din urma bătăilor cu biciul cu plumb care sfărâmau pielea pe om. Ceilalți doi tâlhari care erau și ei cu crucea în spate și mergeau și ei tot la calvar și toată lumea care huiduia, cohorta romană care era acolo cu cai, cu soldați, cu tot. Ei, cam ăsta e calvarul. La stația cealaltă, o tânără nevinovată și inocentă ia și ia un șervet alb, nu știu dacă cu iz de mărturisire, cu îndrăznire de curaj de credință, cu simpatie, dar o face, femeie fiind, și fără prea multă teamă, ce o să-mi facă romanii, eventual mă bag în temniță, mă biciuiesc, dar oricum îmi vor da drumul. Dar omul ăsta mi-era drag.
și îi șterge fața. Veronica acum hramă. Iar la următoarea stație așteaptă mama lui. Ei, gândiți-vă că în acele sudori și dureri și necazuri și suferințe pe care Iisus ducea cu El toate păcatele lumii, are puterea să se întoarcă spre poporul din urmă, nu l-a urât, iartă-i Doamne că nu știu ce fac, și să le spună, nu pe mine să mă plângeți, fiice ale Ierusalimului, pe voi să vă plângeți și pe copiii voștri, pentru că vor veni vremuri grele. Ce înseamnă vremuri grele? Am vrut să desființez o lege stearpă, searbădă, nefolositoare, formalistă, ca și un pom uscat fără roade, că așa a spus, să te usuci, să nu mai faci roade în veac, că toată lumea spune, păi da, în legea veche, gata, legea veche a sfințită, e umbra celei noi, nimeni să nu vă învinuiască pe voi de cele vechi, că sunt doar umbra celei noi. Atunci am văzut înghicitură și acum vedem față către față. Atunci a intrat arhiereu și stropea cu sânge de țap și de berbec, azi intră Hristos odată pentru totdeauna cu scump sângele Lui și răscumpără tot ce-i păcat. De ce vă povestesc lucrurile astea? Ele par simple. Dumneavoastră sunteți obosiți, dar ele sunt adevărate. Au același impact ca și acum 2000 de ani, când Iisus ni le spunea nouă și apostolii le-au scris ca noi să le avem în minte. Și era și acea imagine dramaturgică. Să nu credeți că între romani nu s-a găsit și un scamator din ăsta care ați văzut, pentru că m-aș arunca zaruri, i-au luat hainele. Și vedeți ce imagini au dat, tocmai ca să fie în același timp și ceva, cum să spun eu, meschin. Dacă azi când arestezi pe unul îi pui cătușele și filmează 10 cu camera, să vezi la televizor, tu să fii impresionat, să leșini. Ați văzut odată culmea dreptății românești, să-i furi la o babă urzicile din sacoșă, că n-avea casă de marcat. Deci vă dați seama, puritatea nației române, cum spunea Marele Eminescu, bulgăroi cu ceafa guroasă, grecotei cu naș subțire, toți siloții și schiloții sunt stăpânii astei nații. Deci așa era și acolo, deși Ierusalimul era al lui Dumnezeu, acolo stăpâneau oameni plini de sadism, plin de lipsă de bun simț. Și iată ce spune. După ce au pus mante roșie și l-au încununat cu spin și au pus-o pe cap, au început să se închine luându-l în bătaie de joc să desacralizeze imaginea poporului. De câte ori nu luăm noi să nu auzim mass media și tot ce se întâmplă în jurul nostru, care bășcălesc biserica. Ei crezând că prin acest gest Dumnezeu, gata, e cu un metru mai scurt și tronul e cu 2 hectare mai jos de torțile și de porțile cerului. Asta e doar o părere. Își băteau joc de el și spunea, bucură-te împăratul ideilor, îl scuipau. Se puneau în genunchi, îi se închinau. După aceea l-au îmbrăcat în hainele lui, deci l-au îmbrăcat înapoi cum era, și l-au pus să ducă în continuare crucea. Deci, de fapt, ce făceau? Nu numai că făceau calvarul crucii, dar le și plăcea să facă comedie pe seama aceasta. Le plăcea să facă bătaie de joc, blasfemie. De ce? Ca lumea să se lecuiască odată, să vadă, uite, așa pățiți dacă nu vă băgați mintea în cap. S-a găsit acel Simon Cirineul, parcă sau Cirineanu, care va duce crucea pentru că Iisus a obosit. Și o să vă întrebați de ce trebuie să ducă părtaș la cruce Simon Cirineanu la crucea lui Iisus. Pentru un singur motiv. Că atunci când Dumnezeu l-a făcut pe om, Tatăl a spus va cădea și Fiul a spus îl voi ridica. Dar în schimb, problema căderii n-a fost una totală, ci una parțială, s-a opacizat, nu s-a dezintegrat, de aceea l-a și restaurat Dumnezeu, ca ceva care se strică o pictură și o duci și o restaurezi. Și omul a plâns la poarta Raiului și i-a părut rău că l-a supărat pe Dumnezeu și a vrut să se împace cu ei. Scrie în Scriptură, și-au pribegit părinții noștri în piei de oaie și în corturi
în nădejdea împăcării cu Dumnezeu. Adică Adam nu s-a pus pe o coastă, a jucat table, șac și a luat televizor și a luat tehnică modernă și s-a apucat de făcut grătare mici și a cultivat speciile de animale și l-a ameliorat. Nu. El întâi a plâns la poarta Raiului, spune Chedrin, 200 de ani în hronograf, tocmai pentru părerea de rău că l-a supărat pe Dumnezeu. Și apoi a dus altar de jertfă și a început să-i jertfească lui Dumnezeu, a simțit nevoia să discute cu el, să se împace cu el. De aia spune că Simon Cirineu, venind de la câmp, deci vedeți, a venit și a adus jertfă ducând crucea. Și umanitatea a pus umărul la crucea lui Hristos prin ce? Prin părerea de rău a lui Adam. Deci o umbră de pocăință a existat în umanitate, dar nu totală, pentru că nu mai era posibilă. Cum spune la nașterea lui Hristos, că eu tot mi le aduc aminte, v-aș vorghi și 10 ore, nu o oră. Spune acolo, și celor din întuneric le-a răsărit lumină mare. Deci la nașterea lui Iisus, întunericul lumii, copleșite de diavol, de moarte veșnică și de păcat, deodată se umple de lumina lui Hristos. O să vedem și la înviere același lucru. Acum toate s-au umplut de lumină și cerul și pământul și cele de desubt. Trec mai departe, suntem deja la Evanghelia nouă, până la 12 mai sunt 3 și scurte. Nu s-au mulțumit cu atât. Au considerat că mai este nevoie încă să-L jicnească. Și s-au gândit așa când au ajuns la locul căpățânii. Ce era locul căpățânii? Ca să aveți o idee generală și scurtă. Când a venit potopul, osemintele lui Adam și a Evei au fost luate de pe pământ în corabie. Apele au fost luate de Noe, apele au scos trupul lui Adam și a Evei și spune că căpățâna aceea umbla alandala. Și a fost îngropat în locul acela de urmașii lui Noe și s-a făcut ca un deluț, de aia se cheamă Muntele Căpățânii. El nu-i munte, e un deal mic. Dacă te uiți care ați fost în Ierusalim, în Biserica Învierii, de la Piatra Ungerii, urci doar câteva trepte și ești pe dealul Căpățânii. Ei, acolo a fost înfiptă crucea ca să se împlinească cuvântul acela divin, ca sângele lui Hristos să spele păcatele lui Adam, să cadă direct pe capul strămoșului Adam. Nu stau să vă vorbesc mai mult de acest lucru, pentru că ăsta mai este găsit și îl găsiți și îl știți și îl mai găsiți prin cărți. Vreau să pun accent pe altceva. Acolo, la locul căpățânii, mai are loc o dramă, sau o dramaturgie, dacă vreți. Iisus este adăpat cu oțet, amestecat cu smirnă și, spune în alte locuri, cu fiere. De ce? Să simtă umanitatea amarul care l-a simțit Dumnezeu când omul a greșit în rai. Dar care umanitate? Umanitatea desăvârșită a lui Hristos. Nu vorbim de omul păcătos. Deci, atâta suferință a avut și Dumnezeu Tatăl la căderea omului, câtă suferință a avut și Hristos pe cruce. Același amar i-a pătruns sufletul și inima, dar totuși nu s-a lepădat de ei. Vă închipuiți ce înseamnă mânia lui Dumnezeu? Am găsit undeva, n-aș putea să vă spun unde, o tâlcuire frumoasă, ora lui Ignatie Brancianinov, ora lui Ioan Gură de Aur, care spune așa, că tot cerul, toți îngerii, toate puterile îngerești, toate oștirile cerești, se uitau asupra calvarului crucii, și așteptau să vadă ce se întâmplă cu Iisus. Și deodată Iisus este bătut în cuie răstihnit și suit pe cruce. Și atunci spune că toate s-au cutremurat, ajungem imediat, dar s-au cutremurat din două motive. S-au cutremurat în primul rând de megalomania modului de a trata un om și a-l maltrata în mod inuman, dar și de bătaia de joc care o făceau oamenii de Fiul lui Dumnezeu, neștiind că ăla-i Dumnezeu. Și uite ce spune aici. Era la ceasul al treilea când l-au răstihnit. I-au pus și deasupra vină, în evreiește, în latinește, în grecește, Iisus Hristos Nazareneanul, regele iudeilor, nu ne cramponăm în asta.
I-au scris scurt că împăratul ideilor, adică ăsta e motivul, s-a pus împotriva Cezar, le-au găsit scuza. Dar împreună cu dânsul erau și cei doi tâlhari, nu mai ne oprim la tâlhari, îi lăsăm, avem tâlhari și alți suficienți. Dar cei care treceau pe acolo își băteau joc. Deci n-a încetat regia. Își clătinau capetele, adică vezi, Doamne, Doamne, ce s-a întâmplat? Păi da, dă-te, Domnule, jos de pe cruce. Vindecă-te pe tine, tămăduiește-te pe tine, mântuiește-te cum ai mântuit pe alții. Deci, vedeți, acea ironie, cine te crezi, cine te-ai crezut, ce ai crezut că faci, ce credeai că ești? Cum adică pe alții a mântuit și pe sine nu poate să mântuiască? Ei, Hristoase, împăratul lui Israel, coboară-te de pe cruce să vedem și să credem în tine. Deci, vedeți, ironia unde mergea. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că aceștia erau dracii care vorbeau prin gura acestor oameni pentru că ei nu știau de fapt ce se întâmplă acolo. Ei, alții îl ironizau dogmatic. Aștia erau dintre farisei și cărturarii arhiereilor. Păi s-a încrezut în Dumnezeu, să vină Dumnezeu, să-l scape dacă îl iubește. Așa făceau, spune că și tâlharii. Dar la ceasul al șaselea, iată că apare momentul suprem. Aici am vrut să ajung. Eu v-aș mai fi povestit multe, dar am sărit peste ele ca să o mai rămâne zile și după Paște. Deodată s-a făcut întuneric pe tot pământul. Noi auzim o cântare la strană care spune așa, natura plânge. Da. Cerul și-a întunecat lumina, pentru că pe cruce era soarele Hristos. Și soarele de pe cer s-a rușinat, n-a putut să suporte pe Creatorul său, batjocorit în asemenea hal și s-a ascuns de rușine sub pământ. Același lucru a făcut și luna care era pe cer și trebuia să fie sus. Spune că atunci Iisus a strigat cu glas mare și a zis, Eli, Eli, sabachthani, că Dumnezeu meu de ce m-ai părăsit? Ăștia iarăși interpretează exegeții și mulți alții. Ce-o fi vrut să spună? Nimic n-a vrut să spună. Știți de ce s-a făcut întuneric pe tot pământul? Nu numai pentru că s-a răstihnit Iisus. Satana care intrase în Iuda, căreia Mântuitorul i-a replicat în două termene. Modul că poate să îndrepte greșeala care o face. Doamne, cine crede că... Cine crezi că, adică eu sunt ăla, așa a spus, tu zici asta. Că a spus, cel ce întinde mâna îmblit cu mine, acela mă va vinde. Lui Ioan Evanghelistul e ctitul ăsta, ocrotitor acestui sunt locaș, când era copil de 18 ani, i-a spus că Iuda este. A auzit și Petru, dar mai încet, n-a priceput bine, că s-ar fi bătut acolo la cina de taine. Petru era foarte războinic. Dar, în schimb, în momentul în care el a continuat să se îndrăcească, să se îndrăcească, că Satana a intrat în el, Mântuitorul n-a suportat. Adică, cum să spun, poți să ai toate dozele de bun simț de pe pământ, la un moment dat ești obligat să-ți ieși din fire și să iei o atitudine mai mult de pus la punct decât de răzbunat. Și Mântuitorul folosește și el o replică destul de dură, dar și de lepădare, adică de anihilare a unui om ticălos. Iuda, du-te și fă mai repede ce ai de făcut. Adică nu te chinui, frate, adică bă, chiar mă crezi atât de naiv să nu înțeleg că tu vrei să faci ceva murdar. Du-te și fă! Și atunci el chiar s-a dus în noapte, a făcut târgul, a rezolvat problema, am citit, am văzut. Iar acum, văzând ce se întâmplă și tot ce s-a petrecut cu Iisus la drumul crucii, l-a luat remușcările. S-a dus și a aruncat banii în templu, le-a strigat lui Ana și Caiafa verde în față, am vândut sânge nevinovat, până aici spovedania total perfectă, total adevărată, total curată, total reală, asta zici că bătă în cap, total reală, dar fără sens, fără roade. De ce fără roade? Din templu aude ceea ce nu-l mai interesează,
dar nici pe cei ce nu-i mai interesează. Finalul, ținta, scopul era îndeplinit. Au scăpat de Iisus, nu mai avea cine perturba lor problemele în societatea laică, iudaică și la problemele templului. Nu mai avea cine să le mai întoarcă Tora pe dos, n-avea cine să le mai răstălmăcească Scriptura, n-avea cine să-i mai chinuie vreodată, n-avea cine să-i mai deranjeze vreodată. Și a spus, e treaba ta, te privește ce ai făcut. Dacă tu crezi că ai făcut treaba asta, tu singur vei da socoteală. Iuda s-a lepădat de cei 30 de argint, știți, să locui țarna olarului, sunt groapii săraci și așa mai departe, țarna sângelui, dar s-a dus și s-a spânzurat și a pus capăt zilelor. N-a avut puterea de pocăință, n-a avut demnitatea. Ce ne arată Sfântul Ioan Gură de Aur și încă câțiva sfinți părinți? Părintele Cleopa o povestea excepțional de frumos. Iuda, știind puțină carte, fiind puțin mai luminat, fiind puțin mai înțelept, auzise că acest învățător va muri, va sta 3 zile în măruntaile pământului, va fi răstignit, va fi îngropat și va învia. Și ce a zis? Stai că fac o treabă, mă duc înaintea lui Iad și când deschide Iadul ies și eu cu el totodată cu ceilalți de acolo. Dar n-a fost să fie așa, știți din ce cauză? Iisus s-a dus și el în iad. Noi auzim, în mormânt cu trupul. În iad cu sufletul, că Dumnezeu a avut suflet ca noi. Păi era om adevărat. Pe scaun cu Tatăl. Și în clipa când s-a dus Iisus în iad, a mai avut putere Iuda să-L privească? N-avea cum, că n-avea cale de pocăință. Acolo e finalul. Deci, ceea ce numim noi astăzi, hai să fac o compilație banală și scurtă, ceea ce numim noi azi când moare un păcătos, că mai facem o pomană, îl mai pomenim și mai facem proscomidie și liturghie și parastas și asta, vrem să-l ajutăm. Uneori îl poți ajuta, da, este adevărat, dar uneori nu-l poți ajuta. Nu-l poți ajuta pentru că n-a murit cu nădejdea învierii și a vieții vești, ci a murit cu dorința de păcat. Dacă mai trăia 1000 de ani, tot curvar, tot dobitoc, tot imbecil, tot bețiv, tot stricat, tot ticălos, tot ateu era. El acum că a murit, neamurile mustrate de cuget ar vrea să-L știe împăcat cu Dumnezeu, dar vor ele, nu El. Poate că și el la ce vede acolo unde s-a dus pe eschatologia particulară, sunt ferm convins, ca să vezi un drac îți cam piere cheful de curvărie și de tot. Iuda n-a mai avut tupeul să dea ochii cu Hristos. Era Evanghelia, dar era Evanghelia dreptilor Vechiului Testament în latura celor vii, în sânul Avram, unde drepții se odihnesc, care așteptau mântuirea, profeții vechi, profeții din testament anterior și posterior, cum spunem noi, de la început, de la Adam și până la Hristos, care toți vorbeau, n-am spus eu aia, n-am spus eu aia, n-am spus eu aia, n-am spus eu aia. Deci vorbeau toți acolo, mai o leacă că termin, nu vă mai foiți. Însă, când s-a deschis raiul, nu s-a mai deschis pentru Iuda. Că Iuda nu făcea parte din cei ce credeau în Hristos. Aici vorbea, de acum, Fiul lui Dumnezeu, cum? Cu păcatele lumii spălate, deci cu misiunea îndeplinită. Ce a spus Iisus în clipa, ce a spus Iisus în clipa când a terminat tot? Săvârșitul s-a, gata, misiunea de mântuire a lumii, am reușit, Tată, să o împlinesc. Greu, dar am biruit. Adică am reușit să înving puterea satanei. Aici aș mai avea să spun și aș mai vrea să spun, dar poate o să mai vorbim mâine seară, că și mâine seară e iudenie. Fiind a doua zi Paștele la iudei, imediat au cerut țara trupului Iisus de pe cruce, l-a luat Iosif din Arimatea cu Nicodim, ați văzut, aici aș clarifica doar un singur lucru. Că au avut la ei smirnă și aloie și aromate ca la 100 de litre. Litra nu-i litru. 100 de litre înseamnă 3 kg, ca să știți ce înseamnă. O litră are 30 de grame. Era o unitate de măsură a vremii respective, nu umblau cu polobocul de aloie după ei. I-a uns trupul ca să nu miroase, dar în schimb a avut un efect foarte benefic. Ungerea trupului lui Iisus cu acele aromate și cu toate uleiurile alea și îmbrăcarea în pânzele de in, nu știu dacă aici este, nu m-am uit, ba da, este, dar nu e pictat cum trebuie, au făcut ca forma trupului
să rămână precum o coajă, și spune Evanghelia, giurgiurile, giurgiurile goale, deoseb singure zăcând. De ce vorbește de giulgiurile deoseb singure zăcând? Era un obicei la iudei, până la umeri și până la picioare, te învelea într-un cerșaf, pentru că capul, partea rațională sau partea care se va întâlni la înviere, era obligatoriu să fie din pânză albă, îmbibată bine în aromate, și capul se lega separat. Și ce au găsit apostolii după înviere, ca învierea să nu fie o minciună? Au găsit cel mai important lucru. Forma trupului, exact cum giulgiurile pline de sânge, de răni, s-au închegat, s-au îmbălsămat, s-au lipit, s-au coclit acolo și au rămas exact forma trupului și forma capului deoparte. Deci capul nu putea să-l scoți decât numai dacă trecea în mod divin prin gaura care ține forma gâtului, care e mai subțire decât restul căpățânii, și nu puteau umerii să treacă prin gaura de la gât dacă n-ai fi tăiat, n-ai fi rupt. Deci ei au încercat încă de pe atunci. Deci m-am oprit aici și am sărit restul, că aș putea multe să vă spun. Au încercat să insinueze că învierea de fapt este un furt de cadavru dintr-un mormânt. Și atunci fariseii și cărturarii, care erau cei mai îndrăciți decât toți, nu mai vorbim de două fapte scurte înainte de a intra, pentru că vreau să ajung la 12 să nu vă obosesc. De-a dreapta și de-a stânga lui Iisus erau doi tâlhari. Unul bun și unul rău. Ăla rău nu își recunoștea vinile. E toată lumea liberă de azi, științifică și modernă, care vrea orice, dar numai Dumnezeu nu. Iar cel de-a dreapta, care îi spune tâlharul cel bun, sunt oamenii cu potență în pocăință și îndreptare spre Dumnezeu și ne arată că măsura furării raiului este de o clipă. Doamne, ești Fiul lui Dumnezeu, pomenește-mă când vei veni într-o împărăția ta. Și răspunsul vine pe măsură. Doamne Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântul Dumnezeu, milește-mi păcătosul. Iertate-ți în păcatele, Fiule, spune Sfântul Macarie în omilii, că spune Hristos din cer. Și iată-l pe tâlharul acesta mântuit, intrând cu Hristos în rai cu crucea în spate. Primul, azi vei fi cu mine în rai. Lasă asta, că eu nu aici vreau să ajung. Am vorbit de drepții Vechiului Testament și de profeți, cum se bucurau acolo că a intrat Hristos la ei, și vreau să ajung la ceea ce înseamnă ultima dramă sau ultimul act de viclenie, de injustiție, de mizerie sufletească, de ignoranță, de nepăsare, de răutate, de îndrăcire într-o direcție. O găsim și astăzi. Dacă vine un partid la putere și stă 4 ani și vrea să facă ceva bun, următorul partid care vine la putere în 4 ani distruge tot ce au făcut ăștia, pentru că e făcut de alții și nu de ei. Ei nu fac nimic, doar se ocupă cu distrusul. Vor și ei în aia 4 ani să facă ceva, nu reușesc să facă nimic, că vin alți draci după ei, după 4 ani, strică și aia tot ce mai era, ca să nu rămână absolut nimic. Așa au făcut și aceste căpetenii ale arhiereilor și așa. S-au dus rapid la romani, au dat un aer din ăla, cum să vă spun, nu uitați că suntem prieteni cu Cezarul, vă dăm și noi un sfat mai ascultat și de oameni mai bătrâni ca voi. Spune Ana și Caiafa, voi știți că amăgitorul ăsta spunea pe când trăia, amăgitorul, dar-i frământa. Cum să te mai temi de un mort? Dacă tu l-ai văzut cu ochii tăi bătut în cuie pe cruce, dacă tu ai văzut când l-a însulițat ostașul cu sulița în coastă, dacă tu ai văzut când a venit și le-a zdrobit la aerea fluierile și spune Evanghelia că era morți de mult, dacă tu ai văzut cu ochii tăi că și-a dat Duhul, dacă tu ai văzut că i-au luat trupul de pe cruce și bineînțeles că sub gardă romană rapid l-au că acolo era ostaș, totul era vegheat, l-au pus rapid în fugă într-un mormânt, că veneau romanii deja să pună stăpânire pe loc, să nu se facă o mișcare nedorită, ei se temeau de un amăgitor. A spus ăsta că va învia. Avem o idee. Ascultați de noi. Ia pecetuiți voi mormântul ăsta și păziți-l timp de 3 zile. O idee excepțională. Dar în defavoarea lor, nu în favoarea iudeilor. Pentru că în momentul când Hristos a înviat, asta e marea taină și puterea învierii pe care mulți nu vor să o înțeleagă. Sau nu știu, sau nu li s-a explicat. Iisus
La miezul nopții, când a venit vremea învierii, în ziua cea din tâia săptămânii, la 12 noaptea, cum spunem noi, și o secundă și 29, n-avem nici să știm, n-am fost de față decât Maica Domnului și îngerii, el a trecut prin piatra rece a mormântului și s-a dus în treaba lui, pe scaun cu tatăl, predicase Evanghelia, ia 30 de ore la cei de acolo care îl așteptau, cum spune Hristos către apostoli, și tot nu vă pot da drumul până noi explic, e prea faină, spune așa, ce ați auzit voi, nimeni n-a auzit. Ce v-am spus voi, toți ar fi vrut să audă. Ce vorbe ați auzit voi, mulți ar vrut să le audă. Ce ați văzut voi, mulți au vrut să vadă. N-au avut puterea, n-au trăit contemporan cu voi, au fost înainte de voi, s-au hrănit din niște prorocii, așa, spuse, din proroc în proroc. Ei, aici, acum, în fundul iadului de față, toți profeții ăștia îl vedeau pe cel despre care prorocise. Ei, aceste 30 de ore de predicare a Evangheliei în străfundurile iadului a făcut ca tot iardul ăla să clocotească de lumină. De aia la miezul nopții se spune acea rugăciune frumoasă. Unde-i moarte, miruința ta? Unde-i iadule, boldul tău? Și spune, s-a amărât că s-a surpat, s-a amărât că s-a deschis, adică a fost prădat și furat. Pentru că Hristos s-a dus acolo să facă curățenie. Și spune în Evanghelia Învierii, mulți drepți au fost văzuți prin Ierusalim, înviați în acele zile, umblând pe străzile cetății în Ierusalim, pe drumurile cetății, pe ulițe. Dar în schimb, când Iisus a trecut prin piatra rece a mormântului și s-a dus pe scaun cu tatăl, unde avea el treabă și trebuia să-și facă misiunea de Dumnezeu, de persoană în treime, îngerul, când a văzut lumina aia de la piatra de mormânt și până acolo, a crezut că ăla e Hristos și a venit repede să pună umărul, să răstoarne piatra și să scoată pe stăpânul, pentru că toate cerurile priveau ce s-a întâmplat acolo. Dacă vorba aceea, v-ați văzut, catapeteasma s-a rupt în două, deci Vechiul Testament s-a separat din Noul Testament, pietrele s-au cutremurat, soarele și luna s-au întunecat, pământul s-a întunecat, toată lumea a spus cu adevărat, ăsta a fost Fiul lui Dumnezeu, deci mărturisirea colectivă, nu mai era nevoie de minciună. Dar totuși ei legau această minciună pentru că trebuie să-și ascundă neputința. Îngerul pune mâna pe piatră, pune umărul să o dea la o parte, că era destul de greuță, nu putea un om leșinat să dea o piatră de vreo 500 de kg la o parte, dacă era să fie furat sau să fie resuscitat. Și când vede mormântul gol, se oftică așa ca un copil din ăla care după ce știai tu că ai 10 lei într-un buzunar și când ai răvășit tot dulapul și nu ai găsit, faci un... Adică te-ai desumflat, munca ta în zadar. S-a uitat și îngerul în mormânt, dar nu s-a lămurit. El vrea să vadă și el cum arată stăpânul. Vrea să-l vadă și el cum arată Hristos acolo în mormânt. Vrea să vadă ce taină e acolo. Și atunci nici n-a mai plecat. A zis, mă dau bătut. S-a pus pe piatră, liniștit, până ce au venit femeile mironosițe din nou, dis de dimineață, ca să ungă cu ce mai era nevoie pe mort și aveau și ele grija lor, cine o să le ferească lor un pic piatra să-l poată îmbălsăma din nou. Dar între timp, lucrurile s-au schimbat din alt punct de vedere. Acolo la mormânt nu era pustiu, era strajă. Când a văzut străjerul Longhin ce se întâmplă acolo la mormânt, spune, ostași au căzut ca niște morți. Unde mai întâlnim noi oameni morți la vederea lui Hristos? Schimbatul te-ai la față în munte, Hristoase, Dumnezeule, arătând ucenicilor tăi slava ta pe cât li se putea. De ce cât li se putea? Că au adormit, au picat în extază, au căzut ca în somn adânc, nu mai se puteau mișca. Iată cum dintr-o stare de extaz, nu dorită, că nimeni nu știe ce era extazul, dacă aș spune eu că știu, aș fi mincinos, sau dacă aș spune dumneavoastră, iar ar fi o minciună, dar există și această stare minunată care unii oameni sfinți au trăit-o, au mai descoperit o taină. Care era taina? Deși piatra răsturnată, pecețile au rămas întregi. Deci când îngerul a pus mâna pe piatră, piatra n-a mai avut calitatea care o are materia de astăzi, să nu treci prin ea, ci a fost o materie care s-a înduhovnicit, atinsă de lucrarea divină
Pecețile au rămas pe loc, piatra a trecut ca și cum ar trece printr-un aer și s-a răsturnat. De ce? Ca să rămână ca mărturie că învierea este adevărată. Și o să auziți în noaptea de înviere, cei ce veniți, să fiți atenți, când spune și auzind iudeii lucrul acesta și vestindu-se că Hristos a înviat, au dat bani mulți ostașilor, deci vedeți, până unii a dus mintea, ultima șovăire, au dat bani mulți ostașilor să spună că venind ucenicii lui noaptea l-au furat pe când dormeau. Iar cât despre căpetenile romane, nu vă faceți problemă, că ne avem noi bine cu mai mari voștri și reparăm treaba. Și spune că acea minciună a rămas până în zilele noastre. Nu minciuna învierii e o problemă, că nimeni nu crede într-un mort. Ai fi nebun să poți să crezi într-un cadavru care nu există și să inventezi o religie care nu folosește. Dar faptul că Iisus se va arăta după înviere de mai multe ori și în mai multe locuri și cu mai multe prilejuri și cu mai multe tâlcuri și taine, ne arată că învierea este adevărată. De aceea și Apostolul Pavel vine și spune: nu mi-este amălăudat decât în crucea Domnului. Dacă Hristos n-ar fi înviat, credința noastră ar fi fost zadarnică. Dacă Hristos a înviat, și noi vom învia. Pentru că a stat un pic mai mult, îmi cer eu scuze, dar nici să nu vă gândiți că aș fi plecat în seara aceasta de la Denie și nici că aș fi plecat în seara aceasta de lângă dumneavoastră și din fața Sfântului Amvon, până nu v-aș fi lămurit încă o dată că nici acum sunt ferm convins că unii dintre dumneavoastră n-ați înțeles, nu eu, că nici eu n-am înțeles tot. Sensul, esența, frumusețea, adâncimea, puterea, realitatea anamnetică a lucrurilor de atunci până în clipa când noi acum stăm de față, că Hristos e în fața noastră răstignit pe lemn, ce frumoasă este Denia celor 12